30 de ani din momentul în care s-a schimbat totul. 30 de ani de la Revoluție. Eram într-o unitate militară la Bistrița, Năsăud, și s-a anunțat că ne invadează unguri. A fost super haios, de fapt, fiindcă era o unitate de taburi. Și toată lumea agitată, băi, pornim taburile, nu știu ce, și din toate taburile l-au pornit 3. Deci am la război, dar nu porneau taburile, nu. Așa am auzit. Undeva, cred că pe 17 dimineața. La o grămadă de zvonuri prin cazarmă ce se întâmpla. Noi eram la sportiv, deci n-aveam arme, n-aveam nimic, eram total pe lângă pe acolo. Dar s-a creat așa un pic de agitație și pentru vreo 2 zile a fost foarte tensionat. Ne-au trimis, încă nu era mai de încredere, ne-au trimis să păzim apa de la centrala, fabrica de purificare apă, ceva de felul ăsta semnă. S-o păzim și ne-au dat arme și gloanțe. Ne-am amuzat. Nu s-a întâmplat nimic. Eram în Bistrița, Năsău, nu s-a întâmplat absolut nimic. Venea lumea, ne dădea să mâncăm, armata e cu noi. Eram ok. Suntem cu cine vreți voi, da? Bine, s-au petrecut câteva chestii triste. Una e că un locotenent beat mort a căzut de pe tap, s-a lovit la cap și a murit și ăla a devenit erou al Revoluției. Se trăgeau, colegii de-ai mei s-au amuzat, trăgeau într-un stâlp de beton și nu și-au dat seama că gloanțele lor ajungeau în oraș. Așa a ajuns zvonul că sunt teroriști în Bistrița. Era un haos total și am zis, bă, ne ducem și noi la Gagici acasă. Și am tăiat-o până, nu mai țin minte când am plecat, am sărit gardul și ne-am dus la Craiova. Și ne-am întors, ne-au sunat aia, bă, vedeți că vă dau ăștia dezertori. Ne-am întors înapoi și după aceea s-a desfințat lotul sportiv, că se știa ce se întâmplă și am fost trimis înapoi la Arad. Iar la Arad era un super haos. Țin minte, locotenenții noștri erau toți niște bețivi, vai de mama lor, și i-au pus să înconjoare, era un fel de, nu mai știu cum să zic, căsuțe de vară undeva pe malul Mureșului și au înconjurat căsuțele de vară și a tras ca proștii unii în alții. Au început să vină ajutoarele de peste tot. Băieții șmecheri din armată au zis, ok, ăsta e un mijloc de a se îmbogăți. Luau chestiile care le primeau ajutoare și le vindeau în târg în Arad. Deci începuse mica industrie de capitalizare a României. Capitalizare agresivă a României. Tot ce vedeam pe la sârbi, la televizor, am crezut că o să și întâmple. Ne umplem de Coca-Cola, o străim ca în vest, să ne rupem cu mașini și brusc am intrat într-o sărăcie atroce. Eram noi săraci și în timpul ceașcă, după aia am fost și mai săraci. Mama a trebuit să se angajeze ca femeie de servici la o nemțoaică, deci a fost o perioadă foarte dură. Prima perioadă, primele vreo 2 luni, au fost foarte faine. Brusc au început să aducă la cazarmă savarine. Că mâncam cumpăram câte 6 savarii, nu, da. Și începuseră lucrurile. Inițial a părut că o să fie bine și brus a prăbușit totul. Am făcut pașaport și m-am dus, am făcut bișniță în Bulgaria și mi-am luat visul meu, a fost întotdeauna să am ghete de basket. Că jucam basket și jucam în tot felul de încălțări. M-am cumpărat ghete Adidas făcând bișniță și după aceea mi-am dat seama că e o chestie să te duci în Bulgaria, să vinzi ceva, să aduci din Bulgaria altceva. Am făcut chestia asta, traficul ăla între granițe. Era foarte haotic. Dar, da, bine, eu eram puști, m-am dus la mare. A fost frumos în prima oară, în 90, am început să fac voluntariat, deși eram săraci. Am făcut voluntariat într-un orfelinat cu copii cu dizabilități. Mama m-a ajutat să facem treaba asta. Am fost foarte șocat de condițiile de acolo. Și noi ne-am dus să vopsim acolo, în orfelinatul ăla, să vopsim zidurile care erau pline de fecale. Deci, nu, e foarte greu de imaginat acum ce condiții erau acolo. Și ne-am apucat să vopsim. Și era o doamnă infermieră care, în general, preocuparea era să
să șterpelească cât mai multe ajutoare și am spus, haideți, doamnă, haideți să vă oprim. Și ne-a uitat așa la noi și la norvegianul ăla. Norvegianul ăla era în timpul lui liber un prof universitar. Și ne-a zis așa superior, băi, băiete, deci eu sunt infermieră, cum adică să vă obsească în zid? Da, și era foarte greu să aduci oameni să facă voluntariat, deci era un concept foarte ciudat. Acte de caritate nu existau. Imediat după Revoluție am devenit extrem de individualiști. Cred că ne-am înrăit rapid pentru câțiva ani buni, iar după aceea încet, încet am început să ne deșteptăm un pic, să ne revenim. Dar suntem incomparabil mai buni decât eram prin anii 90. Deci nu cred că s-ar mai putea întâmpla ce s-a întâmplat prin Hădăreni, chestiile cu minerii, exploziile alea de rasism, nu cred că mai sunt posibile. Deci gândește-te, în 90, Vadim Tudor, Funar, erau considerați oameni sănătoși la cap și populari. Acum ne uităm la ei și credem că și te duci cu capul. Ziceam bancuri politice și m-am trezit, m-au trimis într-o tabără de muncă, un fel de muncă forțată, că spuneam bancuri politice. Bine, eu aveam, familia mea e o familie destul de ciudată, maică mea e țigancă, taică mea era alcoolic și frate-mi a încercat să traverseze, frate-mi e un tip foarte inteligent de altfel, a încercat să traverseze Dunărea pe iarna pe o minge. Cariera mea era, adică n-am intrat în UTC, n-am, nici măcar pionier n-am fost făcut. Și eram văzut așa, destul de ciudățean. Aveam o gură slobodă, n-am putut niciodată să suport autoritatea, deci am o problemă cu autoritatea. Odată ce ai un lucru, nu prea îți mai dai seama de valoarea lui. Că aud foarte multă lume plângându-se, bă, stai că e super nasol, că vai de capul nostru, lume care își face vacanțele prin Amsterdam și tu îți permiți să te duci în Amsterdam să stai acolo vreo două săptămâni sau na, te duci în Maldive sau pe unde te duci și apoi să te plângi cât de grea e viața. Putem să zicem absolut orice, au devenit normale și nu ne mai vedem ca libertate. Și atunci continuăm să ne plângem de toate. De fapt, e un concept, se numește adaptare hedonică. Spune că orice, oricât de bine ne-ar fi, procentajul timpului în care suntem nefericiți rămâne același. Pentru noi să acceptăm că suntem în nordul lumii, adică suntem între cele mai bune 15% țări din lume, deci nivelul nostru de viață e în primele 15%, deci noi ca trăim foarte bine comparativ cu restul lumii. Dar noi ne comparăm tot timpul cu aia care trăiesc cel mai bine și atunci suntem nefericiți. Noi suntem mult mai liberi decât sunt țările nordice. Suntem mult mai slobos la gură, de exemplu. Și asta ni se pare complet natural. Chestiile pe care îndrăznește lumea să le zică la televizor sau să le scrie, nu prea sunt posibile. Pe magnetofon, bine, eu nu aveam așa ceva, dar aveau colegi. Pick-up-uri, radio nu prea erau. Bine, aveam noroc că mai prindeam radio sârbesc. Lepa Brena, Bielodurne, ne știam toate formațiile sârbești. Pe casete, tot felul de casete înregistrate, se plimbau de la unii la ceilalți, dar noi nu aveam castofon. Existau discoteci, dar nu am fost niciodată foarte bun. Eram un fel de șoarece de bibliotecă, nu mă duceam pe la discoteci, dar da. În general, prieteni. Eu ascultam rock la greu. A, nu cred că va crede mai nimic. Deci, de exemplu, noi nu aveam apă caldă, aveam apă caldă de Paști la Crăciun. Era un frig, deci pereții noștri înghețau. Nu exista televizor, deci aveam. Deci nu exista, numai că nu aveam noi televizor, dar emisiunile de televiziune nu existau prea. Era
TVR 1, două ore, parcă, dar oricum nu aveam televizor și marea majoritate nu aveau televizor. Eu nu știam ce înseamnă restaurant. Ideea asta, mâncarea era îngrozitoare, în special iarna. Noi mâncam varză cu varză sau cartof cu cartof, ceva de felul ăsta. Era continuu frig și umed, deci erau vreo 4-5 luni pe an oribile. Tot timpul era. Pantofii mei erau găuriți, aveam mama fura leucoplas de la spital și îmi puneam gaură. Blocurile erau urâte, eram o mizerie îngrozitoare, deci nu știu, e foarte greu să-ți imaginezi mizeria de atunci. Că marea majoritate a celor care erau mutați forțat la bloc și tu nu aveai niciun fel de simț de proprietate. Deci proprietatea ta era strict apartamentul tău. Se aruncau gunoaiele pe geam, oribil. Securitatea, deci controle, tot fel de controle cretine, nu puteai să spui nimic despre Ceaușescu sau despre partid. Te simțeai continuu controlat și ascultat. Haos, manipulare, televizorul ăla. Noi am crescut obișnuiți că televizor, dacă e ceva la televizor, e adevărat. Și atunci nemernici au folosit chestia asta. Și televizorul era plin de manipulări. M-am crezut toate cretinătățile pe care le spuneau eu la televizor. Două clipuri pe YouTube și atâta tot pe care le-ai putea vedea de 1000 de ori și atâta. Și numai că ar trebui să le vezi, te-ar controla, că ai dat like și că l-ai văzut de minim 1000 de ori. Altfel te-ar băga în pușcărie, ceva de felul ăsta. Cam așa aș vedea. Nu cred că există ceva care nu s-a schimbat. Din nou, cred că suntem mult mai buni. Deci generația voastră e mult mai bună. Știu că e greu pentru voi să vedeți asta, sunteți mult mai buni decât suntem noi. Bine, noi o să ne plângem că nu mai citiți, că nu mai sunteți profunzi. Noi ne imaginăm trecutul foarte melancolic. Așa. La noi nu existau șanse, deci tu nu puteai să... Da, să zicem că aveai chef să fii psiholog și ești talentat să fii psiholog. Dacă erai la liceu de mate fizică, nu, tu trebuia să devii inginer. Nu exista o discuție. Că am devenit foarte, foarte pretențioși. Deci de la... acceptam orice. Deci, în timpul ceașcă toate păreau normale. Stai 3 ore la coadă, trebuia să te scoli la 3 noaptea, stai la coadă la lapte și eventual poate prindeai și o chestie care ei o vindeau ca și cum ai fost mântână. Stai 2-3 ore la pâine pe cartelă. Poate să fie cel mai bun politician, tot îl înjurăm de măsa că nu e chiar perfect cum îl vedem noi. Să fie cea mai tare firmă, tot găsim, băi, da, sunt aia care sunt mai buni. Părem continuu nemulțumiți. Cred că așteptăm prea multe de la alții și nu unde a ajuns de la noi. Deci eu cred că, unul, oamenii buni sunt cei care fac lucruri bune, nu cei care vorbesc despre lucruri bune. Cumva trebuie să învățăm că nu este despre lider, deci nu, chestiile n-ar trebui să fie în jurul Mesiei care vine și ne salvează, ci în jurul grupului. Sunt foarte mulți oameni buni și să învățăm cumva să lucrăm mult mai bine în echipe, să ne facem unii pe ceilalți mai buni și nu întotdeauna să așteptăm că ăla o să fie perfect și după aceea să ne dezamăgim că nu e atât de perfect pe cât ar trebui să fie, în timp ce noi suntem foarte departe de și de minimum bun simț câteodată. 30 de ani de revoluție la Rock FM.